În timp ce criza sanitară cu care se confruntă întreaga lume continuă să persiste, furnizorul de energie al județului Prahova s-a mobilizat pentru a asigura continuitatea serviciilor sale. Astfel, furnizorul de energie asigură că va menține serviciile esențiale pentru populație și garantează în același timp siguranța angajaților săi. Reprezentanții companiei spun că prahovenii vor avea servicii de energie termică și apă caldă, indiferent de cum va evolua criza COVID-19. Aceștia spun că obiectivele principale ale operatorului local rămân prevenirea răspândirii virusului, protecția angajaților și menținerea continuității serviciului vital pentru comunitate. În contextul crizei actuale, serviciile companiei se concentrează pe zonele critice, în special pentru spitale care trebuie să fie complet operaționale. Încă de la începutul crizei a fost stabilit un comitet de coordonare a situației generate de criza COVID-19, care a întocmit un plan de continuitate al activității, ținând cont de mai multe scenarii de evoluție a pandemiei. În urma acestuia au fost identificate funcțiile critice pentru desfășurarea activității și s-au setat resursele necesare. S-au întreprins măsuri de securitate a stocurilor de materii prime și materiale și se menține o comunicare continuă și directă cu furnizorii strategici. Compania a inițiat și implementat programe de dezinfecție a spațiilor, echipamentelor și mijloacelor auto, iar zonele de lucru au fost dotate cu materiale și echipamente igienico-sanitare. La dispoziția angajaților au fost puse echipamente integrale de protecție.